Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovski, a anunțat că începând de marți se va desfășura o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor fără stăpân. Acțiunea este organizată de primărie în colaborare cu Fundația Fierfoten și va dura 2 săptămâni. Campania de sterilizare va avea loc în Lunga Sucevei într-un spațiu al societății Termica. Anul acesta, Asociația Pro Anima și Fundația Fierfoten au sterilizat peste 1000 de câini comunitari din municipiul Suceava. În aceste 2 săptămâni, cu ajutorul mașinilor de prins câini și cu ajutorul echipei noastre de hingheri de la Primăria Municipiului Suceava, sperăm să sterilizăm cât mai multe animale comunitare, cât mai mulți câini și pisici. Sterilizarea va avea loc ca și până acum în incinta de pe strada Energeticianului, vis-a-vis de CET. Bineînțeles, sterilizarea este gratuită,